Alter Doror, bine v-am regăsit la un nou vlog. Mergem la partida Ucraina cu Austria, un meci foarte interesant, deoarece cine va câștiga se va califica cu siguranță mai departe în faza optimilor a campionatului european. Așteptăm să iasă testul COVID al soției. Plouă foarte rău, sper să se oprească ploaia pentru că trebuie să lăsăm mașina undeva pe la metrou, după care luăm metrou și mergem pe jos de la Muncii până la Arena Națională, deoarece străzile sunt blocate. E cam oră cu ploaia asta, dar poate avem noroc și se oprește și nu ne vom uda rău de tot. Ne vedem cu detalii de la stadion. Echipele au ieșit la încălzire de ceva timp, am transpirat rău de tot. Plouă, dar e soare, e o căldură totală, am alergat puțin pentru că am pierdut metrou. După am avut puține probleme cu adeverința de vaccinare, dar până la urmă s-a rezolvat totul. Echipele se încălzesc, mai e puțin până începe meciul și aștept să văd din nou multe goluri, cum am văzut și în partea precedentă cu Macedonia. Hai să vedem atmosfera de pe Arena Națională la ultimul meci din grupe, un meci intens, un meci cu miză și mă aștept la fotbal de calitate.
ancora Ciacur. E che ora la Turcia si è calcolato, ma è giusto. E 1-0 la pauză pentru Austria, a jucat mult mai bine decât Ucraina în ritmul ăsta. Ucrainienii cred că vor mai lua 2-3 goluri dacă nu schimbă ceva la pauză. Austria a avut câteva ocazii mari rău de tot, într-adevăr pe final și Ucraina a avut o șansă de a face 1-1. Să vedem cum se desfășoară repriza secundă și dacă reușește Ucraina să facă ceva, pentru că în condițiile astea șanse mici și de calificare mai departe în optim, așa că hai să vedem repriza secundă și să vedem dacă se schimbă ceva în jocul lor. Ceva aici pentru vlogul ăsta, că se termină meciul. Ce? Că se termină meciul. Că se termină meciul? Atâta rămâne, 1-0. E 1-0 cu 73 și atât rămâne, așa se vede. Eu zic că dă golul Ucraina într-un 92 plus. Soluții, nici în careu. Hai, Armolenco, hai! Nu e rău. Sincer, mă așteptam la mai multe din partea lui Zinchenko. Sincer, mă așteptam să facă diferența. Și ucrainienii se încurajează echipa. Sunt pe final, trebuie să fac asta. Oricum a făcut o atmosferă senzațională. Austriecii s-au trezit abia acum pe final. Și... Haide, hai! Thank you.
și cu acest vlog încheiem cu bucuria austriecilor aici în spatele meu. Până la urmă au jucat mai bine, ucrainienii n-au demonstrat că pot mai mult în meciul ăsta. Austria a meritat victoria, a terminat pe locul 2, pe primul loc în grupă termină Olanda cu 9 puncte. Ucrainienii încă mai stau la mâna rezultatelor să vedem dacă vor merge mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Dacă vrei și de la optim vlog, nu uitați să dați un like, am fost X-Breaker, data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!